la soare și să fim numai prieteni. Bine v-am găsit la prima ediție a celui mai tare eveniment din această vară. Bine ați venit la campionatul de streetball cu genericul Tinerii schimbă lumea. Peste hotare, acest sport, după cum știți, este la un nivel foarte înalt și de ce vrem și în țara noastră, și anume în orășelul Strășeni, să aducem și să organizăm cât mai multe evenimente de acest fel. Cu cât ne apropiem de sfârșitul verii, suntem fericiți că am ajuns și am reușit să organizăm o astfel de activitate în aer liber și poate că de astăzi streetball să ne motiveze într-o manieră destul de mare și să ne îndemne să facem mișcare pentru a ne menține sănătatea și forma fizică. Vreau să vă zic că mă mândresc mult cu echipele din Strășeni, cei care ne reprezintă, cei care sunteți mesagerii noștri, cei care ne duceți faima după hotarul orașului și raionului Strășeni. Felicitări! Noi, Consiliul Raional, venim cu planuri ambițioase în domeniul sportului. Chiar am avut și s-a fost dat indicații deja secției Cultură, Tineret și Sport, unde în fiecare duminică să organizăm câte o măsură, fie culturală, fie sportivă, indiferent, ca să putem să motivăm. Intenționăm la Podvolocii, spunem așa, școala numărul 3 sau gimnaziu Mihai Viteazu, să mai construim unul și rămâne ca să avem și cu voi o discuție, să vedem chiar unde putem ca să facem, să avem un teren și de basket. Sigur, dacă vă doriți, sunteți de acord. Bine, din numele meu personal, din numele Consiliului Raional, din numele celor prezenți aici, vă doresc astăzi succese și o victorie frumoasă pentru Strășeni. Să salut cei care au pus temelia acestui eveniment, organizatorii. În permanență, încă din anii fiind consilier, am susținut această echipă de basket, dar era prea puțin și eu cred că voi ați înțeles ce a spus acum președintele raionului. Astăzi am dat start la o nouă colaborare pentru a susține echipa de basket din Strășeni. În comun, să nu ne divizăm, în comun și primăria și Consiliul Raional Strășeni, ca să nu venim doar cu un costum, să nu venim doar cu o minge, să nu venim doar cu acel mizer de 2-3 mii de lei, pentru că voi meritați mult mai mult pentru a promova acest mod sănătos de viață și pentru a dezvolta sportul și a ocupa tinerii din localitatea noastră. Eu susțin acești tineri din orașul Strășeni și ne propunem să îndemnăm și primarii din localitățile care sunt prezente astăzi aici să vă susțină pentru ca să promovăm și să dezvoltăm orice gen de sport din țara noastră. Felicitări și succese la jocul de astăzi! Take the pressure.
Tinerii care sunt aici prezenți din... Bună ziua, ne-am adunat astăzi aici la terenul la școala rusă, Nicolae Necrasov, cum se numește, și am să petrec un campionat unde tinerii schimbă lumea, unde să petrec un campionat de streetball, asta înseamnă streetball ceva liber, unde poți să joci în afară, în afara sale, da, undeva mai puțin de sunt reguli, principalul să iei, să nimerești la coș și atât, și mai multă alergare, mai multă sănătate și tot așa mai departe. S-au îngrămădit foarte multe echipe, în sens că au venit echipe de la Chișinău, băieții au venit pregătiți, foarte pregătiți. Primul loc l-a luat și echipa de la Chișinău, BK Strășeni a luat locul 2 și, 3. Și locul 3. La general, a fost, scopul campionatului a fost de a scoate lumea în aer liber, de a sta, de a petrece un timp duminică, de a savura ultimele zile de vară, de a nu te duci în alte locuri, dar de a sta în, anume la sală, la sport. La sport. Da. La moment s-a organizat acest campionat trei tineri din Strășeni, care bară Dorin Bursa, Maxim Samofalov, Nicolae. La momentul dat tinerii schimbă lumea, asta e divizul nostru și aducem mulțumiri Casei de Cultură Regional Strășeni, Primăria Strășeni, Consiliul Regional, Grupe Flashblood și tot așa. Ansamblul Bașna. Ansamblul Bașna, apropo, și desigur moderatoarea noastră, Cristina Vârsan. Cristina Vârsan, o invităm aici pe noi, două cuvinte de streetball. Streetball, pentru prima dată în Strășeni, din câte țin minte, o se organizează, e ceva nou. Într-adevăr, astăzi ne-am oxigenat creierul, am stat lângă parc, aer curat, am ieșit cu inima sănătoasă, cu un creier echilibrat. Și cred că nu e prima și nu e ultima întâlnire. Da, asta am vrut să menționez și eu, că priviți-ne pe noi atent, urmăriți-ne atent, că în viitor apropiat se organiza multe, multe alte competiții și vă rog să veniți la noi. Da, faceți sport. Terminator, I will be back. Sau te-ați triat atât. Tinerii schimbă lumea!